care sunteți însetați, veniți și le căutați pe Domnul. El va veni cu putere mare și va lumina ochii slujitorilor Săi. Poporul Sionului, iată, Domnul va veni să mântuiască neamurile și spre bucuria inimii voastre, Domnul va face auzit glasul măririi Sale. Dumnezeu care este, care era și care va fi. Care sunteți însetați, veniți și le căutați pe Domnul. El va veni cu putere mare și va lumina ochii slujitorilor Săi. Sionului, iată, Domnul va veni să mântuiască neamurile și spre bucuria inimii noastre, Domnul va face auzit glasul măririi Sale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, lui Dumnezeu care este, care era și care va fi.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Popor al Sionului, iată Domnul va veni să mântuiască neamurile. El va face auzit glasul măririi sale spre bucuria inimii noastre. Lăudat să fie Iisus Hristos. Preasfințite fiile voastre, părinți concelebranți, dacă părinte postulator general de la Roma, Isidor Iacovici, dragi și iubiți seminariști, diaconi, dragi persoane consacrate, dragi credincioși, uniți cu noi prin intermediul internetului. Astăzi suntem invitați în lecturile sfinte să pregătim calea Domnului. Astăzi ne ajută la acest dor al nostru de a-L întâlni pe Iisus, fericitul nostru Anton Durcovici, cărui sărbătoare o avem chiar astăzi, în această a doua duminică din Advent. El, ca un profet, el ca unul care a experimentat întâlnirea cu Iisus, El care a încercat să ne mângâie în toate formele, El ne invită astăzi ca și noi să pregătim această întâlnire cu Domnul. El este Cel care rămâne o încurajare pentru noi pe acest drum. Și așa putem noi să ne mângâiem în credința noastră. Ne bucurăm să ascultăm astăzi cuvintele ce vor fi proclamate la Sfânta Liturghie. Ne bucurăm să ascultăm și cuvântul de învățătură al Părintelui Postulator. Și astfel vrem ca, într-adevăr, trăind în atmosfera creată de timpul Adventului și de sărbătoarea fericitului Anton, să-i aducem lui Dumnezeu laudă și să prezentăm din inimi curate rugăciunile noastre și celebrarea jertfei Sfinte Liturghii. De aceea, din inimă, spunem, mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfântă Maria, Mărea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Să ne rugăm, Dumnezeule atotputernic și milostiv, dă-ne, te rugăm, harul, ca nicio grijă pământească să nu ne împiedice în drumul nostru spre întâmpinarea Fiului Tău, iar cunoașterea înțelepciunii cerești să ne va căpătaște viața Lui, El care, fiind Dumnezeu, vețuiește și domnește în unire cu Tine și cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citirea din cartea profetului Isaia. Așa spune Dumnezeul vostru: mângâiați, mângâiați-le pe poporul meu. Vorbiți la inimă Ierusalimului și spuneți-i că suferința lui s-a terminat, că nelegiuirea sa a fost răscumpărată, pentru că a fost luat din mâna Domnului dublul pentru păcatele sale. Un glas strigă: în pustiu pregătiți calea Domnului, îndreptați în loc neumblat o cale pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal vor fi nivelate. Ce este strâmb va fi îndreptat, iar ce este colțuros va fi netezit. Atunci se va descoperi gloria Domnului și toate făpturile o vor vedea împreună, căci gura Domnului a vorbit. Suie-te pe un munte înalt, mesageră a Sionului. Ridică-ți cu putere glasul, mesageră a Ierusalimului. Ridică-l, nu te teme. Spune cetăților lui Iuda: iată Dumnezeul vostru. Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și brațul lui stăpânește. Iată, răsplata lui este cu el și faptele sale sunt înaintea lui. Ca un păstor își va paște turma. Cu brațul lui va aduna miei și va ridica la pieptul său, iar pe cele care alăptează le va conduce cu grijă. Cuvântul Domnului. Arată-ne, Doamne, îndurarea Ta și dă-ne mântuirea Ta. Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu. El vorbește de pace poporului său și credincioșilor săi. Mântuirea este aproape de cei care se tem de el și gloria lui va locui pe pământul nostru. Îndurarea și adevărul se vor întâlni, dreptatea și pacea se vor înăbrățișa. Adevărul va răsări din pământ și dreptatea va coborî din cer. Își va revărsa bunătatea și pământul își va aduce roadele sale. Dreptatea va merge înaintea lui
și va călăuzi pașii pe cale. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Petru. Iubiților, aceasta să nu ignorați. O zi la Domnul este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o singură zi. Domnul nu întârzie împlinirea promisiunii, după cum consideră unii întârzierea, ci El este îndelung răbdător față de voi, întrucât nu vrea să se piardă cineva, ci ca toți să ajungă la convertire. Dar ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor dispărea cu vuiet. Principiile elementare se vor distruge în foc. La fel și pământul cu toate lucrurile care vor fi găsite. Deci, dacă toate acestea se vor distruge astfel, cât de sfântă și evlavioasă trebuie să fie purtarea voastră, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile vor fi distruse în foc, iar principiile elementare, arzând, se vor topi. Dar noi așteptăm, după promisiunea Lui, ceruri noi și un pământ nou, în care va locui dreptatea. De aceea, iubiților, întrucât așteptați acestea, străduiți-vă să fiți găsiți în pace, fără cusur și fără prihană. Cuvântul Domnului. Calea Domnului, faceți drepte cărările Lui și orice făptură va vedea mântuirea Lui Dumnezeu. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feței tale. El va pregăti calea ta. Glasul celui care strigă în pustiu: pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Ioan Botezătorul era în pustiu, predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor. Întreaga regiune a Iudeii și cei din Ierusalim veneau la el și erau botezați de el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele.
Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă și avea o cingătoare din piele în jurul coapselor sale. Mânca lăcuste și miere sălbatică și predica zicând: Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălțămintei. Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Excelențele voastre, dragi confrați preoți, iubiți credincioși, pot să spun că sunt onorat și bucuros ca în această duminică a doua din Advent să fiu prezent aici în catedrala noastră de la Iași și să celebrez Sfânta Liturghie împreună cu excelențele voastre, cu preoții de la altar și dumneavoastră aici prezenți. În această duminică a doua din Advent, când avem și bucuria, spunea Preasfințitul, să-l sărbătorim pe fericitul nostru Anton Durcovici. Am ascultat cuvântul Domnului, liturgia cuvântului propusă pentru această duminică, și v-aș propune să reflectăm asupra două puncte. Care este vestea cea bună care ne se aduce astăzi și cum putem intra sau ajunge și noi la această veste bună? Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Evanghelistul Marcu începe așa relatarea sa, spre a ne anunța că vestea cea bună este Hristos și că El trebuie să fie în centrul vieții noastre, pentru că El singur este motivul credinței noastre. Aceste cuvinte ale Evanghelistului Marcu astăzi așteaptă un răspuns de la noi. De ce trebuie să fim creștini? Și mai ales creștini buni. Nu un cântec frumos pe care îl auzim în biserică, nu o predică reușită pe care ne-o face un cucernic părinte, nu persoana preotului pe care o întâlnim, nu cei din jurul nostru care îi vedem la biserică, trebuie să constituie motivul credinței noastre, ci Hristos. El și cu viața sa și vestea iubirii gratuite din partea lui Dumnezeu. Spunea Blaise Pascal, pentru El și doar pentru El se poate sacrifica totul, pentru că doar Hristos poate da sens vieții și morții. Și cum putem noi să ne apropiem de vestea cea bună, să ne apropiem de Hristos? Îl vom urmări pe Ioan Botezătorul, care ne predică astăzi din pustiu. Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Aceste cuvinte, din punct de vedere istoric, se referă la întoarcerea poporului ales din sclavia babilonică, acolo unde fusese deportat, pe vremea regelui Nabucodonosor. Și a fost deportat și făcut sclav din cauza păcatelor multe și mari pe care le făcuse. Și părea poporului de acum aproape imposibilă reîntoarcerea în Israel, pentru că între Babilon și Israel era deșertul, era pustiul. Au început să înțeleagă că trebuie să se convertească,
să se întoarcă din nou la Dumnezeu, pentru că sunt în sclăvie tocmai datorită păcatelor lor. Și veneau babilonienii și le cereau evreilor să le cânte din cântările Sionului. Pe malurile râurilor din Babilon ședeam și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne agățaserăm harpele, căci acolo cei care ne-au dus în robie ne cereau cuvintele cântărilor și opresorii noștri ne cereau veselie. Cântați-ne din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? La greul meu de voi uita de tine, Sfânt Ierusalim, să se usuce dreapta mea, blestemul tău mereu să-l simt. Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă voi cânta din cântările Sionului într-un pământ străin. Și Dumnezeu a privit la întoarcerea, la convertirea poporului și a permis revenirea în țara liberă a Israelului. În sens mai profund, aceste cuvinte ne dăm seama că fac referință la Hristos. Țara promisă e Hristos și adevărata libertate este posibilă numai în Hristos. Pregătiți calea Domnului. De ce? Pentru că întâlnirea cu Domnul cere o conduită precisă, o orientare precisă, o anumită direcție de mers. Tocmai acest lucru, ca și evreii, nu reușim noi, nu vrem noi uneori să-l înțelegem. Și trebuie să fim foarte clari. Dacă în interiorul nostru nu există o așteptare a lui Dumnezeu până la suferință, dacă în interiorul nostru nu avem conștiința umilă a propriei nimicnicii, a propriei neputințe, insuficiențe, nu-L vom găsi pe Dumnezeu niciodată. Doar în umilință poate fi descoperit Dumnezeu. Drepte faceți cărările Lui. Îndreptați-vă, cu alte cuvinte, gândurile. Pentru a-L întâlni pe Domnul, trebuie să schimbăm multe străzi, multe drumuri greșite pe care am pornit în această viață. Să schimbăm modul nostru de a gândi și de a valuta. Convertire nu înseamnă numai a nu mai păcătui, dar mult mai mult. Înseamnă a schimba din interior viața noastră, a distruge idolatriile care locuiesc în noi, dorința de avere, dorința de mărire, de glorie, plăcerile nepermise. Înseamnă a-i restitui lui Dumnezeu primatul, valoarea pe care El o are. Spune în continuare Marcu, Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă și încins cu o cingătoare din piele în jurul coapselor și mânca lăcuste și miere sălbatică. Ioan a ajuns în pustiu în condiția ideală pentru a-L întâlni pe Domnul. A eliminat din viața sa vanitatea, iluziile înșelătoare, dorința de avere. Ioan este acum un om liber, sărac, foarte sărac, dar liber. Și această libertate îi dă curajul de a predica, de a striga, de a cere convertirea, de a reproșa, ridicându-se chiar împotriva lui Irod atunci când păcătuia. Și spune Evanghelistul Marcu că lumea din cetate a început să coboare spre deșert, spre Ioan, pentru a-l asculta, pentru că Ioan spunea adevărul. Cetatea Ierusalimului se rușinează acum de propriile păcate și merge în pustiu în căutarea unei libertăți. Pustiul era locul ideal pentru a descifra misterul vieții. Dacă am avea și noi curajul
de a face acest pas, de a merge spre pustiu, spre tăcere, spre liniște. Dacă și noi de bunăvoie am alege mai puține bogății, cât de fericiți am fi. Și ce le spunea Ioan în pustiu? Vine după mine unul care este mai mare decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să desleg cureaua încălțămintei. Botezătorul nu vrea să lege lumea de persoana proprie. Cât de frumos și important acest lucru. Ioan știe că este un sărac, unul dintre cei mai mici, dar care poate să transmită la alții credința, inclusiv la cei puternici. Nu lasă niciun fel de dubiu. După mine vine unul mai mare decât mine. Aduce lumea la biserică nu înseamnă a o lega de noi, ci a o conduce la Hristos. Cu cât biserica devine mai umilă, mai smerită, în serviciul altora, cu atât mai mult devine locul de întâlnire dintre om și Dumnezeu. Sfânta Maică Tereza de Calcuta, referindu-se la această stare interioară pe care trebuie să o avem noi, creștinii și biserica, spune așa: Noi trebuie să fim așa cum este sticla, cum este geamul, transparenți. Și cu cât sticla, geamul, este mai curată, cu atât devine invizibilă. Noi trebuie să fim umili, umili și smeriți, pentru a lăsa să se vadă Hristos în noi. Și drept modele la care trebuie să privim și pe care să le imităm în acest timp de Advent, vă propun două: Maria din Nazaret și Anton Durcovici din Iași. Cu câtă atenție și disponibilitate a privit Maria spre întâlnirea ei cu Domnul. Ea a așteptat mai mult decât oricare altă făptură pe acest pământ pe Mesia. În căsuța ei din Nazaret, cu siguranță cunoștea toate profețiile veterotestamentare legate de venirea lui Mesia. Era și ea o tânără ca toate celelalte și și-ar fi dorit, fără să bănuiască, și-ar fi dorit să fie mama Fiului lui Dumnezeu, pentru că vorbea profețiile despre o fecioară. Dar nu și închipuia că chiar ea va fi aleasă de către Dumnezeu, că chiar asupra ei cel prea înalt și-a fixat ochii. Și parcă o vedem îngenunchiată în căsuța din Nazaret, cum se ruga Domnului cu profetul pe care l-am ascultat astăzi: mângâie, Doamne, mângâie pe poporul meu cu venirea Ta. O, dacă s-ar deschide cerurile și ai coborâ, munții s-ar topi în fața Ta. Și Fecioara de Nazaret avea condiția interioară de a-L primi pe Mesia. Ne-o spune chiar ea atunci când se întâlnește cu verișoara ei, Elisabeta. Și Domnul a privit la smerenia, la umilința slujitoarei sale și iată, toate popoarele mă vor numi fericită. Și Maria nu a păstrat doar pentru ea această credință, ci vrea să-i poarte pe toți la Dumnezeu, vrea să ne poarte și pe noi la Cel Preanalt. Ea a înțeles că nu la ea trebuie să ne oprim, ci ajutați de brațul ei puternic să ajungem la Fiul, la Hristos. Și omenirea, creștinătatea, întotdeauna a avut această credință, această speranță că prin Maria vom putea învinge și ajunge în cer. În 1849, Papa Pius al IX-lea, datorită conflictelor politice și sociale care erau la Roma, s-a refugiat la Gaeta. Și acolo unul dintre însoțitorii săi l-au întrebat: Santitate, ce o să ne facem noi că lumea merge într-o
direcție greșită. Oare cine ne mai poate salva? Și atunci Papa Pius al IX-lea a răspuns: când o vom invoca pe neprihănita zămislire, atunci veți vedea că lumea va fi salvată. Și 5 ani după, 1854, la 8 decembrie, același papă proclamă dogma neprihănitei zămisliri. Iar încă 4 ani după, la Lourdes, Sfânta Fecioară Maria se prezenta ea însăși în fața Bernadetei, care a întrebat-o: cine ești tu? Care este numele tău? Eu sunt neprihănita zămislire. Același lucru l-a făcut și episcopul Durcovici. Atunci când comunismul apărea în România și când ideile ateie pătrundeau tot mai mult, a înțeles că doar cu ajutorul Mariei poate să salveze creștinătatea din dieceza de Iași și din România. Și pe 22 august 1948 va consacra dieceza de Iași inimii neprihănite a Mariei. Pentru ce petrecea Anton Durcovici atâtea ore în fața tabernacolului? Pentru a se goli de sine însuși, ca mai apoi să lase locul lui Hristos în interior. Era ferm convins că Domnul nu poate sta într-un suflet alături de egoisme, de orgolii, de glorii lumești. Doar curățind toate aceste atitudini, omul poate deveni liber și plin de curaj în a predica cuvântul vieții, asemenea botezătorului. Nu a fost ușor pentru Durcovici să coboare de pe scaunul episcopal de Iași și să se privească îmbrăcat în hainele de pușcăriaș și umilit în beciurile securității, maltratat și nedreptățit. Dar pentru aceste momente s-a pregătit în tăcere, doar el cu Hristos, de la care a primit puterea, ca și în această condiție de pușcăriaș, de deținut, să-l predice pe cel înviat în care el credea cu adevărat. Și nu a păstrat darul credinței doar pentru el, ci l-a împărțit cu generozitate tuturor celor care au fost încredințați, turmei sale. Într-o predică de Crăciun a anului 1937, episcopul spunea: bunătatea este cuceritoare, o contagiune tainică de iubire iradiază necontenit din staulul din Betleem, focar de iubire dumnezeiască. În estrea sărăcăcioasă, ochii noștri privesc marele dar al celui prea înalt, pentru sărmana omenire. Așa a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, ca tot cel ce va crede în El să nu se piardă. Și continuă episcopul: deodată sufletul omului se luminează, inima îi se deschide largă și caldă. Dacă Dumnezeu ne-a iubit astfel, și noi trebuie să ne iubim unul pe altul. Însă nu cu vorba și cu limba, ci cu fapta și adevărul. Și de fapt, cine va avea bogății din lumea aceasta și îl va vedea pe fratele său la nevoie și își va închide inima față de el, cum va rămâne dragostea lui Dumnezeu în el? Și ne încurajează fericitul Anton Durcovici pentru momentele de îndoială și de descurajare care pot veni și peste noi. Și totuși, nu te teme, turmă mică a lui Hristos, credincioasă poruncii sale, facă unul fiecare începutul în cercul său, în care Dumnezeu l-a pus și despre care într-o zi îi va cere socoteală. Împrăștie cu risipă, frumoasă expresie, împrăștie cu risipă, cât mai multă dragoste suprafirească în jurul tău, fără restricție de loc și de timp. Un singur suflet înflăcărat a Evia de nestinsa văpaie de iubire a pruncului din Iesle va contribui în largă măsură la triumful dragostei lui în pustiul lumii de azi, pârjolită de egolatrie și ură. Va face să rodească în el și prin el
darul cel mai mare al lui Dumnezeu. Și episcopul Anton ne-a demonstrat prin viața și martiriul său că nu a greșit ierarhia valorilor. Pentru el Dumnezeu era pe primul loc. N-a greșit ierarhia valorilor și a crezut și l-a mărturisit pe Hristos până la moarte. Pentru el a trăi era Hristos, iar a muri un câștig. Vă invit, dragi credincioși, ca luminați de cuvântul vieții și privind la cele două modele de credință vie, să ne construim propriul drum spre întâlnirea cu El, Hristos, singurul nostru bine. Lăudați să fie Iisus și Maria! Fraților prea iubiți, în lumina textelor sfinte și a cuvântului Părintelui Postulator Iacovici Isidor, prezentându-ne exemple Fecioarei Maria și a fericitului nostru Anton Durcovici, modele de profundă credință, și noi astăzi, aici, împreună, vrem să ne reînnoim credința noastră spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și ade de dreapta Tatălui. Și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una, sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților, în viața viacului. Fraților prea iubiți, cu inimile pline de bucurie și recunoștință, să înălțăm rugăciunile noastre către Tatăl Ceresc, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, pentru ca mărturia eroică a fericitului Anton Durcovici să devină pentru noi toți izvor de reînnoire în credință și iubire. Dumnezeule Părinte iubitor de oameni, ajută cu harul Tău pe Sfântul Părinte Papa Francisc și pe Episcopul nostru Petru, pentru ca urmând exemplul fericitului Anton să mărturisească Evanghelia Mântuirii prin dăruirea lor totală față de poporul credincios. Amen.
ca sacrificiul celor persecutați din cauza credinței să conducă la convertirea persecutorilor și reconcilierea profundă a inimilor. Te rugăm, prin mijlocirea fericitului Anton, dăruiește familiilor creștine harul de a fi dispuse să-și mărturisească credința cu prețul oricărei jertfe. Te rugăm, ascultă! Ocrotește pe copii și tineri și ajută-i să afle în creștinii adunți modele autentice de iubire a lui Dumnezeu și de slujire aproape lui. Te rugăm, ascultă! Vino în ajutorul celor care suferă în trup sau în spirit și arată-le puterea vindecătoare a harului tău. Te rugăm, ascultă! Dă-ne harul ca prin faptele noastre de fiecare zi viața noastră să devină o jertfă plăcută în fața ta. Te rugăm, ascultă! Pentru rugăciunile fericitului Anton, primește-i pe răposații noștri în pacea împărăției tale cerești. Te rugăm, ascultă! Dumnezeule, tăria celor care se încred în tine, te rugăm, ascultă rugăciunea pe care această familie se înalță prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria și prin mijlocirea episcopului martir Anton, și fă ca sămânța sângelui său să rodească în noi iubirea față de numele tău sfânt și față de frați. Prin Hristos Domnul nostru. Amin.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu îndurare, Doamne, la rugăciunile și jertfele smereniei noastre și ceea ce nu putem dobândi prin meritele noastre, tăruiește-ne din belșugul milostivirii tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, e la întâia sa venire îmbrăcând neputința firii omenești, a împlinit-o rânduirea dintr-o început și ne-a deschis calea mântuirii veșnice. Pentru că la a doua venire în strălucirea măririi sale, să primim în cele din urmă în lumina deplină cele făgăduite pe care acum veghind în credință, îndrăznim să le așteptăm. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale, zicând fără încetare. Sfânt ești cu adevărat, Doamne,
și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. Asemenea, după cină luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu fericitul Anton Durcovi și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul nostru Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnește porunca Mântuitorului și povățuit de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta,
facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pace angelele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu primi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă un semn al păcii. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai un cuvânt.
Să ne rugăm. Desculați fiind cu această hrană sufletească, te rugăm cu milință, Doamne, ca prin participare la tainele sfinte, să ne înveți să privim cu înțelepciune la cele pământești și să năzuim spre cele cerești, prin Hristos Domnul nostru. Câteva anunțuri, iubiți credincioși. Duminica aceasta, liturghia de la ora 18, liturghia de seară, se va celebra la ora 17. La fel va fi și duminica viitoare. Aceasta deoarece astăzi, la ora 19, corul tinerilor catedralei, Juvenes Ecclesiae, va susține tradiționalul concert de Crăciun, iar duminica viitoare va fi rândul corului studenților de la seminarul nostru. Săptămâna aceasta, marți, 12 decembrie, la liturghia de seară, se va celebra Sfânta Liturghie cu un requiem pentru odihna veșnică a regelui Mihai. Tot marți, la ora 19:30, va avea loc un concert de colinde organizat la inițiativa și cu susținerea Consulatului Italian. Joi, 14 decembrie, după liturghia de la ora 18, îi rog pe membrii Consiliului Parohial și feciorii de biserică să fie prezenți pentru o ședință. Sâmbătă, 16 decembrie, între orele 10:30-16, se organizează o zi de reculegere la care sunt invitate toate persoanele care lucrează în structurile sociosanitare. Ziua de reculegere va fi organizată la Surorile Providenței, Trei Sarmale, iar cine dorește mai multe detalii să ia legătura cu Părintele Eugen Robu. Colecta de astăzi, a doua duminică din Advent, după cum este știut, este pentru susținerea proiectelor Caritas, în concret, susținerea copiilor din cele două centre de plasament, de aici din Iași și de la Barați, Bacău. În legătură cu această colectă, la ieșirea din biserică veți găsi surori și copii de la centrul de plasament de aici din Iași cu produse de Crăciun confecționate de mânuțele lor. Vă dorim tuturor să aveți o duminică frumoasă și un advent binecuvântat în continuare. În zilele voastre, ați fi vescredincioși, sărbătoarea pe care o trăim astăzi ne-a obligat să ne îndreptăm cu multă încredere spre episcopul nostru fericit Anton Turcovici. Deja de ieri a avut loc un simpozion dedicat tocmai acestei figuri a episcopului nostru, care a iubit-o așa de mult pe Maica Domnului. Sigur că ne-am bucurat acolo aula noastră, Anton Turcovici, și continuăm să ne bucurăm și astăzi. În cadrul acestui simpozion am avut bucuria să primim un dar din partea Părintelui Fabian Doboș, editor, ecouri online ale beatificării episcopului Anton Turcovici. O carte care ne aduce în aminte ce s-a întâmplat în acel timp când a fost ridicat la demnitatea de fericit al bisericii noastre. De exemplu, de încurajare, de chemare continuă ca să-L întâlnim pe Iisus. Sigur că cartea aduce în memoria noastră atâtea momente din transmisiunile care au fost și din mass media. Sigur că o veți putea avea prin oficiul nostru parochial și în alte momente. Îi mulțumim Părintelui profesor doctor Fabian Doboș pentru această lucrare. Totodată, cu aceeași ocazie, departamentul nostru de cercetare istorică primește un
protector adevărat, care sigur că va ajuta pe toți membrii acestui departament să-și împlinească misiunea de a face o cercetare istorică binecuvântată pentru cunoașterea trecutului și pentru viitorul bisericii noastre. Atunci am eliberat un decret episcopal în semn de recunoștință față de memoria fericitului martir Anton Durcovici, episcop de Iași, în perioada 1947-49, a fost la Iași, apoi până 1951, episcop în închisoarea din Sighet. În baza drepturilor ce ne sunt acordate, după ce ne-am consultat cu cei îndrepti și respectând normele pastorale și canonice, decidem ca Departamentul de Istorie a Bisericii Romano-Catolice din Moldova să aibă denumirea Departamentul de Cercetare Istorică Fericitul Anton Durcovici. Data Iași, 9 decembrie 2017. Ne-am bucurat și ne bucurăm și acum și sigur că astăzi gândul nostru a fost și rămâne prin liturgie și prin cuvântul predica către fericitul nostru Anton, care vrea să ne pregătească calea pentru întâlnirea cu Iisus. Acum, la sfârșitul Sfintei Liturghii, sigur că vom invoca mijlocirea Maicii Domnului, vom invoca binecuvântarea lui Dumnezeu prin mijlocirea fericitului Anton și vom face acea procesiune obișnuită aici, în catedrala noastră, purtându-l pe fericitul nostru și memorialul său, relicuiele sale, în capela catedralei noastre. Acum ne ridicăm în picioare și spunem: adu-ți aminte, o prea blândă fecioară, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea ta. Însuflețit de o astfel de încredere, alerg la tine, Maica Fecioară, Fecioară. La tine vin și stau gemând înaintea ta ca un păcătos. Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auză-mă cu milă și ascultă-mă. Amin. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria și a fericitului Anton Durcovici, să vă binecuvânteze atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt.
Doamne Iisuse Hristoase, Marele Păstor al sufletelor noastre, privește cu bunăvoință spre poporul nostru credincios, care se încrede în bunătatea Ta nemărginită și dăruiește-ne pentru sfințenia și curajul fericitului martir Anton Durcovici, mărturisitorul Tău, harul pe care noi cu încredere îl așteptăm de la Tine, pentru ca el să fie cât mai curând declarat sfânt, spre slava Ta cea mare și spre binecuvântarea poporului nostru. Roagă-te pentru noi, fericite Anton Durcovici, ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Hristos. Dumnezeule, care în fericitul martir Anton ai dăruit bisericii Tale un păstor strălucit, mărturisitor al credinței catolice prin cuvânt și faptă, dă-ne prin mijlocirea Lui, ca mărturisind aceeași credință, să rămânem înrădăcinați și întemeiați în iubire, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Fericite Anton Durcovici, Bunul Iisus, termine. Mulțumim pe toți credincioșii noștri că cei care doresc pot să primească binecuvântare și să sărute relicvia fericitului Anton în fața altarului nostru. Celebrarea jertfei Sfintei Liturghii și a procesiunii cu relicviile fericitului Anton s-a terminat. Mergeți și trăiți în pace!